Dumnezeu să vă binecuvinteze, suntem la nouă emisiune creștin la timpul prezent. Tema emisiunii de astăzi este lupta pentru credința sfinților. Tot mai mult auzim despre lupte, lupte între țări, lupte în Ucraina, oameni din această țară, dar ajutați de țara vecină. Lupte diverse. Și în această perioadă a luptelor diverse, noi trebuie să ne gândim la o altă luptă. Lupta pentru credința sfinților. Despre acest lucru vorbește Iuda, fratele Domnului Iisus Hristos. Nu este unul din cei 12 ucenici, să nu facem confuzie. Este vorba de unul din cei 4 frați. După mamă, e Domnul Iisus Hristos. Iuda, și în epistola scurtă, care este în cadrul Noului Testament, Iuda vorbește despre credința care a fost dată sfinților și lupta pe care trebuie să o ducem pentru credința care a fost dată sfinților. Această luptă este o luptă valabilă pentru fiecare dintre noi, este o luptă actuală și este o luptă la care ori ne înrolăm, ori devenim inamici. Foarte mult contează pentru noi să ne dăm seama că este o chemare pentru fiecare dintre noi. Întreaga epistolă a lui Iuda este pe linia luptei. Să citim versetul 3. Preobiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci Iuda nu a vrut să scrie despre acest subiect. Iuda a vrut să scrie despre alt subiect. Sunt subiecte la modă, sunt subiecte interesante, sunt subiecte care nu solicită așa de mult angajamentul. A vrut să scrie despre mântuirea de obște, așa spune. Căutam cu tot din adins să scriu despre mântuirea noastră de obște. Dar s-a văzut silit. Silit de ce? Cine l-a silit pe Iuda? Duhul Sfânt și situația din biserici. Noi trebuie să luptăm. Duhul Sfânt dorește ca noi să luptăm. Să ducem această luptă. O luptă puternică. Pentru ce trebuie să luptăm? Pentru credința sfinților. Să definim termenul de credința sfinților. Este vorba despre credința sfinților de pe pereți? Nu erau sfinți pe pereți în perioada lui Iuda. Au apărut ulterior. Nu se referă. Cei care au citit epistola nu au înțeles în termenele aceștia. Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna se referă la sfinții vii, la mădurarele vii ale trupului Iisus Hristos, la oamenii credincioși în Domnul Iisus Hristos, care au fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și Duhului Sfânt, care s-au integrat în comunitatea credincioșilor. Ei sunt sfinții. Ne avem o aversiune față de cuvântul sfânt, avem o distorsionare a cuvântului sfânt. Aversiunea noastră spune că nu există sfinți astăzi decât cei de pe pereți, cei care sunt în veșnicie. Și distorsionarea termenului nostru despre sfânt este următoarea. Avem imaginea unui sfânt sfrijit, slab, unui sfânt contemplativ, unui sfânt care nu luptă în viața de zi cu zi, nu este implicat în viața de zi cu zi. Este mai mult zidul unei mănăstiri, este izolat în pustiu sau alte forme. Însă sfinții din Noul Testament erau implicați în viața de zi cu zi. Sfinții din Noul Testament luptau în toate aspectele vieții de zi cu zi. Noi trebuie să părăsim această distorsionare a termenului de sfânt și trebuie să venim la realitatea Noului Testament. Credința sfinților este credința celor care își trăiesc o viață obișnuită, celor care nu s-au izolat de societate, celor care trăiau în comunitatea de credincioși, în mijlocul unei lumi rebele, rebele față de Dumnezeu, în mijlocul unei lumi împotriva lui Dumnezeu.
societatea noastră actuală devine tot mai mult o societate împotriva lui Dumnezeu. Trebuie tot mai mult să ne dăm seama că noi suntem sfinții. Noi suntem sfinții secolului 21. Nu cei de pe pereți. Sfinții care trăiesc astăzi suntem noi, în care locuiește Hristos. Noi suntem în Hristos și Hristos este în noi. Noi suntem sfinții. Credința noastră este credința în Hristos, credința lui Hristos, credința Noului Testament, credința Sfintei Scripturi. Și noi trebuie să luptăm pentru această credință. Trebuie să ducem o luptă individuală, trebuie să vă ducem o luptă colectivă. În ce a constat această luptă? Care era problema pe care o dezbate Iuda? Versetul 4 prezintă un prim element al acestei lupte, că s-au strecurat printre voi unii oameni. Este vorba despre infiltrarea unor oameni. Oameni care s-au infiltrat în comunitățile de credincioși. S-au infiltrat cu un anumit scop. Ei trebuie identificați. Ei poartă o încurcătură, o semnificație. Ei au un rol, au un rol distructiv în comunitatea de credincioși. Care este misiunea lor? De ce s-au infiltrat în comunitățile de credincioși? Trebuie să fim foarte atenți la termenul lui Iuda. S-au strecurat printre voi unii oameni. Deci nu vin pe ușa din față acești oameni. Acești oameni vin pe ușa din spate, se strecoară. Scriși de mult pentru osând aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru. Deci, această luptă pentru credința sfinților este pentru sensul cuvântului har. O pervertire a cuvântului har, o redefinire a cuvântului har. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păgânătatea și să trăim în veacul de acum, spune Pavel, în dreptate, în evlavie, în cumpătare. Dar cei care pervertesc, acești oameni strecurați printre noi, și noi trebuie să luptăm să păstrăm linia corectă a învățăturii despre har. Harul ne învață să rupem cu păgânătatea, nu să ne reîntoarcem la păgânătatea. Ce făceau acești oameni în vremea lui Iuda care s-au strecurat în comunitatea credincioșilor? Schimbau în desfrânare harul lui Dumnezeu. Dădeau liber la desfrânare în numele harului. Pentru ei harul era libertatea de a te desfrâna, desfrânarea în contextul în care puteai să crezi în Tatăl, în Fiul, în Duhul Sfânt, în moartea lui Iisus, în învierea lui Iisus, să proclam chiar harul. Dar era acest har care dea verde la desfrânare. Lupta pentru credința sfinților înseamnă să luptăm pentru harul autentic al lui Dumnezeu. Harul care este mila divină, favorul divin, împuternicirea divină, cum zice John Bevere, împuternicirea divină pentru a sluji, împuternicirea divină pentru a merge neabătut mai departe. Pavel spune că i s-a spus, harul meu ți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Această pervertire a harului se întâmplă în biserica contemporană. Biserici care erau și se dau încă evanghelice, lasă loc liber desfrânării, în mod oficial. Desfrânării de orice factură, tot mai mult și tot mai mult. Desfrânarea pătrunde în biserică, se pervertește cuvântul har, înțelesul cuvântului har. Deci devine o formă fără conținut. Har, pot să fac ce vreau, Domnul e bun. Har, pot să mă desfrânesc cum vreau. Domnul e Domnul harului. Și Iuda ne îndeamnă să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților pentru totdeauna. Să identificăm și să combatem acești strecurați, acești oameni intrați pe ușa din spate în comunitatea credincioșilor, care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Dar mai fac ceva. Și tot în versetul 4 găsim ce mai fac. Tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos. Tăgăduiesc domnia lui Iisus Hristos. Nu este nevoie de o domnie a lui Iisus Hristos în toate sferele vieții noastre. Nu avem nevoie ca Iisus Hristos să fie Domn în toată viața noastră. John MacArthur Jr.
povestește o experiență într-o biserică unde s-a dus să predice. Păstorul l-a lăsat pe mâna unui om de afaceri din biserică. Și omul de afaceri i-a mărturisit: uite frate, eu dau bani la biserică, dar ce firme ai? Păi i-a zis printre altele: uite, am cluburi de noapte, am bordeluri, dar dau bani la biserică. S-a îngrozit John MacArthur Jr. Adică domnia lui Iisus Hristos în ceea ce privește toate aspectele vieții era o poveste pentru acest om, dar era un bun credincios. Trebuia să aibă grijă de oaspeții care predicau în biserica aceea evanghelică. Atunci când noi tăgăduim domnia lui Iisus Hristos în viețile noastre, Iisus Hristos nu este domn în afacerile noastre, Iisus Hristos nu este domn în moralitatea noastră, Iisus Hristos nu este domn în cenușiul zilelor noastre, și este domn doar acolo pe cruce, este domn doar acolo în ceruri, dar nu e domn în inima mea, nu e domn în viața mea. Iată pentru ce trebuie să luptăm. Credința care a fost dată Sfinților dată pentru totdeauna nu are de-a face doar cu lupta pentru înțelesul corect al cuvântului Har, ci are de-a face și cu lupta pentru domnia lui Iisus Hristos. Noi trebuie să domnim în viață împreună cu Iisus Hristos. Noi suntem uniți în trupul lui Iisus Hristos, suntem mădulare ale Lui. Afirmăm. Cum trebuie să ducem această luptă pentru credința Sfinților? Să afirmăm adevărul. Harul înseamnă ruperea de păgânătate, ruperea de păcat. Să afirmăm adevărul. Iisus Hristos este Domn în toate aspectele vieții și să lăsăm domnia Lui în mod practic în viețile noastre. Iuda prezintă și avertismente. Dacă noi nu ducem această luptă pentru credința Sfinților, încet comunitățile de credincioși pot să experimenteze cancerul spiritual. Pentru că acești oameni distrug comunitățile de credincioși, aduc desfrânarea în comunitățile de credincioși, aduc pervertirea Harului. Tăgăduiesc domnia lui Iisus Hristos în toate aspectele vieții noastre. Iuda prezintă cum a lucrat Dumnezeu în trecut cu oameni care au avut un comportament asemănător. Versetul 5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari fâșelanțuri veșnice în întuneric pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Deci Dumnezeu nu stă impasibil. Și Dumnezeu duce o luptă. Poporul care s-a răzvrătit contra lui Dumnezeu, poporul evreu, a fost pedepsit și în pustie vedem pedepsile lui Dumnezeu. Îngerii care s-au răzvrătit contra lui Dumnezeu, contra domniei lui Dumnezeu, au fost pedepsiți. Și mai prezintă o ilustrație Iuda, să sublineze importanța aceasta, susținerea luptei pentru domnia lui Dumnezeu în viețile noastre, a domniei lui Iisus Hristos în viețile noastre și orice răzvrătire față această domnie este periculoasă pentru existența noastră. Avem această ilustrație a răzvrătirii evreilor în pustie, avem ilustrația răzvrătirii îngerilor și mai prezintă ilustrația Iuda. Cât de grav este să te răzvătești contra domniei lui Dumnezeu, domniei lui Iisus Hristos în viața ta. Versetul 7. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca cele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Această ilustrație deja vorbește clar. E vorba despre problema imoralității sexuale. De ce atât de mult Iuda ne îndeamnă să luptăm contra imoralității sexuale? Într-o societate care merge tocmai într-o direcție inversă, în Coreea de Sud, după 60 de ani, s-a abolit legea care interzicea adulterul. Legislațiile statelor merg în direcția liberalizării, a îngăduinței tot mai mari. Chiar dacă legislația țărilor, și chiar luăm o țară care zicem că e cu trezire spirituală, cum e Coreea de Sud, deci societatea copiază alte societăți, chiar în Coreea de Sud.
Problema este biserica. Societatea este una, biserica este altceva. Infiltrații din biserică, infiltrații din comunitatea de credincioși sunt avertismentul prezentat de Iuda. Noi trebuie să ducem lupta pentru credința sfinților în ceea ce privește puritatea, în ceea ce privește sfințenia și în ceea ce privește învățătura despre imoralitatea sexuală. Harul nu permite imoralitatea sexuală. Și orice învățătură contemporană care subliniază desfrânarea ca un element permis de Dumnezeu este o rebeliune contra lui Dumnezeu. În Biserica Anglicană s-a format o comisie de etică pe probleme sexuale. Concluziile comisiei au fost șocante. Că de fapt Dumnezeu nu a intenționat să interzică anumite perversiuni sexuale. Dumnezeu este dragoste, deci este liber. Se dă dezlegare la adulte, se dă dezlegare la curvie, la preacurvie. O comisie bisericească de etică și probleme sexuale. Și tot mai multe confesiuni, denominații, agenții religioase trag următoarele concluzii. Este bine, este ok să dăm liber la imoralitatea sexuală. De fapt, nu mai este imoralitatea sexuală. Este o împlinire a nevoilor umane, ale firii pământești. Nu trebuie să ne închinăm omului. Cu atât mai mult, epistola lui Iuda devine o epistolă vitală pentru noi. Imoralitatea sexuală rămâne imoralitatea sexuală, așa cum a fost acum 2000 de ani în ochii autorilor Sfintelor Scripturi, rămâne valabil și astăzi. Sodoma și Gomora au pierit datorită imoralității sexuale. Aceea soartă are civilizația contemporană. Dar Iuda, nu pentru civilizația din vremea lui este foarte preocupat, ci pentru puritatea bisericii. Lupta pentru credința sfinților este o luptă pentru puritatea bisericii, care începe cu puritatea individului. Cum îi prezintă Iuda? Versetul 8. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc drăgătoriile. Cartelor de vizită. Ei sunt cei infiltrați în comunitățile de credincioși. Așa arată. În versetul 8 din Iuda vedem portretul, profilul celor infiltrați. Aceștia sunt mai periculoși decât infiltrarea statului care supraveghează comunitățile de credincioși. Sunt mai periculoși pentru că ei distrug moralitatea, pentru că ei vin în numele religiei, pentru că ei vin cu argumente teologice. De ce sunt mai periculoși? Sunt tărâți de visările lor. Imaginația lor este foarte bogată. Își pângăresc trupul. Nu se dă liber la pângărirea trupului. Noi suntem templul Duhului Sfânt și rămânem temple a Duhului Sfânt. Această luptă pentru credința sfinților este o luptă care promovează adevărul despre templul Duhului Sfânt, care este trupul nostru. Nu cădem în panta legalistă. Pentru că imediat cum încerci să lupți pentru credința sfinților, sunt unii care te etichetează că ești legalist. Noi nu suntem legaliști, noi suntem biblici. Nici libertini, nici legaliști biblici. Și această cale de mijloc biblică, unde este o cale în care ești batjocorit și de libertini, ești batjocorit și de legaliști. Libertinismul și legalismul sunt doi monștri care vor să distrugă turma lui Hristos. Și noi trebuie să luptăm cu acești monștri. Lupta pentru credința sfinților nu înseamnă că nu vor fi răni. Lupta pentru credința sfinților nu înseamnă că nu vor fi războaie, vor fi, dar trebuie o luptă. Luptăm în adevăr. Și cum este caracterizată această luptă, vedem și în 1 Timotei 6 cu 12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Este o luptă bună. Cum luptăm? Apocalipsa 19 cu 11. Cel credincios, el judecă și se luptă cu dreptate. Este o luptă cu dreptate. Și dacă este dreptate, nu este fanatism. Dacă este dreptate, nu este dogmatică, retorică și ieftină. Trebuie să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna. Să ne reîntoarcem la acest profil a celor infiltrați în comunitățile de credincioși. Și vedem că ei nesăcotesc stăpânirea acești oameni și batjocoresc drăgătoriile. Deci ei sunt oameni ironici, oameni cinici. Nimeni nu este bun pentru ei, orice stăpânire este rea. Eventual ingușe stăpânirea pentru câștig.
profilul lor. Își bat joc de Dumnezeu, dar își bat joc și de oameni. Își bat joc de cer și își bat joc de pământ. Aceștia sunt oamenii infiltrați despre care vorbește Iuda, că trebuie să luptăm pentru credința sfinților datorită acestor oameni infiltrați care pângăresc turma prin teologia lor, care pângăresc turma prin comportamentul lor. Iuda a dat acest exemplu cu Sodoma și Gomora și celelalte exemple precedente, că Dumnezeu veghează și Dumnezeu va pedepsi toate aceste abateri de la linia Lui. Totuși, în această luptă a noastră pentru credința care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna, de ce trebuie să fie atâta înverșunare în lupta noastră? Dragii mei, noi trebuie să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților, dată pentru totdeauna. Nu doar de dragul nostru, nu doar de dragul bisericii, ci trebuie să luptăm de dragul lui Iisus Hristos, de dragul Lui. Deci lupta o ducem de dragul Lui. În Iuda suntem chemați cum să ducem lupta. Versetul 20 și în continuare. Dar voi, preobiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Și trebuie să ne dezvoltăm certitudinile noastre și să ne dezvoltăm în credință. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. O altă formă a luptei. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu. Deci nu ducem lupta cu ură, nu ducem lupta disprețuind oamenii aceia. Așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Deci trebuie să avem atenție față de oamenii aceștia. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie mă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Metodele pe care le spune Iuda. Și în încheiere, nu lupta este ultima imagine, ci încredințarea că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și una din cele mai frumoase benedicții din toată Scriptura este cea din Iuda. Pentru toți luptătorii, pentru credința sfinților, să fie această binecuvântare. Iar acelui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin.